Motor. 30 de ani de Universitate Spiru Haret. Înainte de toate știm, Spiru Haret a fost un pedagog extraordinar și era normal să se cheme așa o universitate, mai cu seamă că a apărut după 1990, când cu toții speram că va fi altfel. Mă rog, până la un punct. În schimb, am descoperit recent, știu recent, că era și astronom și de-aia am zis să fie lângă mine o stea fără nume, dar care ar fi meritat numele lui Spiru Haret, pentru că mai cu seamă acum, când toată lumea vorbește numai despre învățământ și despre ceea ce înseamnă academie, el fiind și cel care a înființat Academia Română și mai mult decât atât, știm și termenul englezesc, care academic înseamnă universitar, acolo sunt toate la un loc. Am să vă spun ce a însemnat pentru mine această universitate. A însemnat două prietenii și două întâlniri speciale care au legătură cu stelele, nu neapărat întotdeauna cu stelele de cinema, dar sigur cu niște stele de televiziune. Pentru că știți, la Los Angeles au și ei dreptul, cei care lucrează în TV. Prin urmare, l-am întâlnit pe Dan Sterian, care făcea niște emisiuni extraordinare despre cei care avem origini franceze. Și totul se filma într-o casă splendidă, unde își lăsase amprenta, o amprentă pe pereți extrem de frumoasă și de colorată, nimeni altul decât Ștefan Lucian. Asta pentru că s-a vorbit mult anul ăsta de Ștefan Lucian, pictorul, dar și de Ion Caramitru, care l-a interpretat. Mai apoi a fost o altă întâlnire, o întâlnire care a însemnat și psi, adică și psihanaliză, și multă muzică, și una dintre emisiunile în care din nou m-am simțit extraordinar de bine. Într-un studio aparte, foarte elegant. Deci, din nou, cred că este meritul lui Spiru Haret. E categoric pe acolo, pe undeva, o steluță de-a lui care spune, da, da, asta este frumos, așa cum mi-aș fi dorit să fie lucrurile după 100 de ani, dacă se poate. Eu sunt optimistă în continuare. Și acolo l-am cunoscut pe Matei Georgescu, care la rândul său mai apoi a venit la festivalurile noastre de psihanaliză și film. Deci avem o legătură directă cu Spiru Haret. Singurul lucru pe care mi l-aș fi dorit însă în plus e să fie existat în continuare un muzeu Spiru Haret. Nu-i timpul pierdut. Asta este urarea mea pentru cei 30 de ani de prietenie, de neuitare și de o stea așa cum se cuvine pentru Spiru Haret.